Hai, salut! Majoritatea mașinilor din grupul VAG au tendința să facă rugină în zona pragurilor, în special în zona asta. De ce? Pentru că toată mizeria care se scurge de la ștergătoare, din zona asta, se scurge undeva prin aripă și ajungem fix aici. O să vă arăt ce putem să găsim noi în zona asta. Am mai curățat aici în trecut, dar au trecut, cred că, vreo 2 ani de atunci. Se pare că în acest prag nu e foarte multă mizerie. Substanța asta albă e o soluție pe care am aplicat-o. Am încercat să o aplic printre plastic și tablă, dar nu a reușit și am zis că e mai bine să desfac. Dar o să vă arăt ce am scos din partea cealaltă. Cam asta e mizeria acumulată în 2-3 ani de nedesfăcut acest plastic. În acest bidon am pus un convertor de rugină, adică practic stopează răspândirea ruginii și creează o suprafață pe care poți să aplici vopsea, inhibă practic rugina. E o soluție dintr-un bidon mai mare, dar fiindcă mi-e mai greu să dau cu pensula, am pus într-un pulverizator. Cam așa arată după ce am dat, nu impactează cu nimic, oricum o să se schimbe la culoare, o să fac undeva o chestie neagră. Pun șuruburile loc și surplusul voi curăța după ce se usucă. Același tratament s-a aplicat și la brațele de pe spate. Da, avea un pic de rugină de suprafață, în special aici pe vârf. Iar ca să o protejez, să o țin cât mai mult în stare impecabilă, fac chestia asta o dată la un an sau doi. O să vă arăt imediat și soluția pe care o am. Aceasta este soluția, deci neutralizează, cum am spus și eu, rugina. Este de la Wirt, parcă, nu mai știu exact eticheta sa când deteriorat, dar așa mi-aduc eu aminte. Ia să văd dacă mai am și altă etichetă. Nu mai am nimic decât L237 și cum s-o pronunța cuvântul ăla pe negru. N-am nici cea mai vagă idee. Și cam atât. În ritmul ăsta îți menții mașina foarte ok câțiva ani buni, mai ales că în ziua de astăzi cam tot ce înseamnă partea asta inferioară și pe dedesubtul mașinii are tendința să ruginească foarte repede. Am văzut mașini în 2022 care au deja rugină.